În privința studiilor de trafic, problema e ceva mai mare. Vedem că pe aceeași stradă, la puduri, chiar la puduri diferite, nu neapărat la puzuri, se cer studii de trafic de, la case care sunt alăturate. Și se invocă apoi ideea că, câteodată, se invocă problema studiului de trafic ca să se blocheze un proiect, deși sunt proiecte în zone centrale care n-ar trebui să genereze trafic în interior. Există și așteptarea ca unele proiecte, de fapt, să aducă doar trafic pietonal, nu și rutier. Dar asta e mai degrabă folosită ca și scuză să se blocheze. Evident, există o foarte mare lipsă de transparență în urbanism. Noi am vrea să fie publicate și uh, publicate actele coerent, nu, nu doar studiile de trafic, până și autorizațiile trebuie publicate integral și și recepția trebuie făcută public, anunțată, astfel încât toți vecinii să ia parte la ea.